Bine ați venit! Bine v-am găsit! Sunt foarte emoționată, dar și foarte fericită că sunt în fața dumneavoastră. Și pentru asta îi mulțumesc, desigur, domnului Victor Socaciu, care, așa, într-o zi mi-a dat un telefon și m-a invitat să fac parte din trupa acestui spectacol. Am primit cu multă bucurie și onorată am fost și sunt, pentru că sunt foarte bucuroasă că poezia poate în continuare să fie spusă de mine și ascultată de dumneavoastră, pentru că eu cred că avem foarte multă nevoie de poezie. Am pornit de la București, la Ploiești, la Timișoara, la Oradea, suntem la Cluj și mergem mai departe. Și mi se pare minunat să trăim împreună, noi, cei de pe scenă, făcătorii de spectacole și dumneavoastră, publicul nostru iubit, fără de care nu putem să trăim, să fim fericiți. Îmi pare bine că împreună putem să trăim această stare minunată de poezie și cântec. Vroiam să vă spun că la început acea smerită rugăciune pe care ați ascultat-o este scrisă de Dan Verona. Se numește Invocare către Sfântul Mucenic Filimon, care este patronul nostru, al actorilor, al artiștilor, al făcătorilor de spectacole. Și spun această invocare fie în gând, fie așa la microfon, cum a fost în seara asta, pentru că, mă rog, puțini artiști știm că avem într-adevăr un patron al nostru, de la care putem să cerem prin intermediul lui binecuvântare, ca lucrul nostru să fie binecuvântat și să fie bun ziditor, să ajungă în felul ăsta la dumneavoastră, la sufletul dumneavoastră, ziditor. Eu sunt foarte legată de Cluj și din alt motiv. Soțul meu, tatăl copiilor mei, este de aici, din Cluj, așa că am o mare dragoste pentru Cluj. El mi-a împlinit viața și m-a făcut fericită, dar restul cu intimitățile. Mulțumesc foarte mult! Pentru început am pregătit pentru dumneavoastră, m-am gândit la Eminescu. Și m-am gândit la un fragment care pe vremuri, prin anii 74, 75, 76, făcea parte dintr-un spectacol Bogdan Dragoș, piesă istorică neterminată de Mihai Eminescu și terminată de Mihai Dimeu, regizorul care a pus acest spectacol la Teatrul Ion Creangă și pe care l-am jucat cu foarte multă bucurie și succes multă vreme, avându-l partener pe Adrian Pintea. Aș vrea ca acest fragment, pentru că eram partenera lui și pentru că ne lipsește atât de mult, să închin acest fragment pe care o să-l auziți și care este, de fapt, un fragment din Călin File de poveste, regretatului și foarte talentatului actor care a fost Adrian Pintea. Vis frumos! Avutam noaptea. A venit un zburător și strângându-l tare în brață, era Maica Stălămor. Și de atunci când mă caut în păretele de oglinzi, singurică în cămăruță, brața albe e întins și mă îmbrac în părul galben ca un străiușor țesut și zărind rotund un număr, Maică-mi vine să-l sărut. Și atunci, de sfiiciune, mi-iese sângele în obraz. Cum nu vine zburătorul ca la pieptul lui să caz? Dacă boiul mi-l mlădiu, dacă ochii mei îmi plac, e temeiul că acestea fericit pe el îl fac. Și mi-e dragă mie însă pentru că-i sunt dragă lui. Gure tu, învață minte, nu mă spune nimărui, nici chiar lui, când vine noaptea lângă patul meu tiptil, doritor, ca o femeie și viclean, ca un copil. Astfel vine toată noaptea zburător la lipat, se trezi din somn deodată de sărutul fermecat. Și atunci când spre ușă se întoarce ca să fugă, ea-l oprește în loc cu ochii și cu o mult smerită rugă. Rămâi la mine, tu cu vier
hrăstuios pe foc, zburător cu plete negre, umbră fără de noroc. Și nu crede că în lume singurelă și rătăcit n-ai găsit un suflet tânăr, ci de tine îndrăgit. O umbră pieritoare cu adânci, triști ochi, dulci ochii umbrei tale nu le fiede de ochi. El s-așează lângă dânsa și o prinde de mijloc. Ea șoptește vorbe arse de-al buzelor ei foc. Peste vârfuri trece lună, codruși bate frunza lin, dintre ramuri de arin mânghiosul corn răsună. Mai departe, mai departe, mai încet, tot mai încet, sufletul nemângâiet, îndulcind cu dor de moarte. De ce taci când fermecată inima-mi spre tine-ntorn? Mai sunavei dulce corn pentru mine în zona asta, foarte aproape de Lancrăm, m-am gândit la Lucian Blaga, la o poezie care este, după părerea mea, cel mai frumos elogiu care poate fi adus țăranului român, acelui țăran care vine acasă obosit și flămând de la munca câmpului și care se apucă să-L picteze pe Dumnezeu. Îl pictează pe Dumnezeu pentru că îl simte, îl are atât de profund în suflet. Nu poate trăi fără el. Și m-am gândit la poezia asta și pentru că aproape toți, fiecare dintre noi, avem acasă pe perete măcar o icoană pictată de acest țăran zugrav la care ne închinăm în fiecare zi. Poezia se numește În amintirea țăranului zugrav. Azi trăiești în legenda ta cum ai trăit în câmpuri și în sat. Mi-aduc așa de bine aminte de mâinile tale grele ca tăvălugul cu care pecetluiai sămânța în arătură. Mi-aduc aminte de ochii tăi verzi ca mura necoaptă și de meșteșugul tău fin cu care zugrăveai sfinți atât de fragezi, parcă veneau de-a dreptul din lună. Erai prieten cu toate minunile. O fată ți-a venit în ogradă să zică: spune-mi, cum s-a născut pruncul Iisus? Fără tată, într-o icoană închipuită de tine, i-ai arătat în aur și în albastru ceresc. Astfel, stata Maria în genunchi, cu ciocul întins peste ea, o pasăre plutind a scuturat o floare. Cea mai urmată se poate asemăna doar cu un vis. Din pulberea de floare cernută peste tânărul ei trup, Fecioara Maria a legat rod ca un pom. Nu semăna această abia șoptită poveste
cu inima ta. Erai numai om și totuși, când ai murit, s-a adunat mult norod în pragul tău, crezând că fără veste te vei ridica la cer și vei înălța cu tine satul și pământul. Mulțumesc acum în încheiere un poem foarte scurt de Kipling. O poezie în care autorul ne dă câteva sfaturi, de fapt mai degrabă niște îndemnuri, ca viața noastră să fie mai frumoasă, mai împlinită, în așa fel încât atunci când vom fi aproape de marea despărțire, cu marea trecere, cum spune Blaga, când vom fi ajuns la marea întâlnire, să fim un pic mai bine pregătiți. Fă-ți timp, se numește poemul. Întrecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să poți cu mila să te alini oricând. Fă-ți timp pentru adevăruri și adâncimi de vis. Fă-ți timp pentru prieteni cu sufletul deschis. Fă-ți timp să vezi pădurea, să asculți lângă izvor. Fă-ți timp să auzi ce spune o floare, un cocor. Fă-ți timp în munte, seara stând singur, să te rogi. Fă-ți timp frumoase amintiri de unul să invoci. Fă-ți timp să stai cu mama, cu tatăl tău bătrân. Fă-ți timp de o vorbă bună, de o coajă pentru câini. Întrecerea grăbită prin lume către veci. Fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să guști frumosul din tot ce e curat. Fă-ți timp, căci ești de multe misteri înconjurat. Fă-ți timp cu orice taină și adevăr să stai. Fă-ți timp, căci toate acestea au inimă, au grai. Fă-ți timp să asculți la toate, din toate să înveți. Fă-ți timp să dai vieții adevăratul sens. Fă-ți timp acum să știi, zadarnic ai să plângi, comoara risipită a vieții. Nu mai strângi. De data asta absolut special.
În urmă cu 2 sau 3 ani, nu mai știu nicio exact, am venit la dumneavoastră cu ocazia unui spectacol, tot lansarea unui album, și am fost însoțit atunci de o cântăreață, poate cea mai tragică și înaltă voce a folcului românesc. Între timp însă, mai precis, în sfârșitul de vară și începutul de toamnă al anului trecut, această ființă ne-a părăsit, plecând cu siguranță în locuri mai bune decât asta în care sunt. Eu cântec omagiu pentru ea, dar în același timp un mesaj puternic către noi toți de acolo de sus, pe care l-am scris cu gândul la un testament imaginar. Cântăreața purta numele cu Evlavie Tatiana Stepan. Pe care am cunoscut-o mulți ani în urmă, când v-am pus umărul la consacrarea ei și la lansarea ei în marea muzică românească. Am adus pentru întâlnirea cu dumneavoastră chitara ei, dacă maestrul nostru de la Lumin mă ajută, undeva sub ecran, veți vedea chitara ei albastră și mai ales vă rog să vă imaginați că undeva în cutia de rezonanță, măcar o parte din sufletul ei s-a ghemuit și ne privește și ne ascultă cu emoție. Acest cântec se numește Nucul. Te leagă în ușor
când sun pe-al tău mobil, răspunde un copil și ascult din ireal cuvântul tău final. Alo, eu sunt un pădure. Uneori sunt frunza nucului din curtea școlii, iar alte ori sunt parfumul viei de toamnă în care m-am născut și am renăsut de atâtea ori. Am fost cândva cana din care a băut Krishnamurti, iar nu de mult am fost un grele. Din când în când răspund la telefon și mă bucur să aud voci pe care le-am iubit. Vreți un semn de la mine? Eu zic că e mai bun un îndemn pe care mi l-a dat și mie un preot. Dar, din păcate, a venit prea târziu pentru mine. Nu vă mai lăsați constrânși de nimeni și de nimic, nici de vremuri, nici de oameni. Fără ură, fără regrete și resentimente, mergeți înainte ca și când timpul n-ar exista. Eliberați-vă de tot și de toate, cu gândul că trebuie să trăiți pentru și în adevăr. Căci doar adevărul vă va face liberi. Și numai liber fiind, veți putea atinge în viață fericire. În rest, prieteni, nu uitați că în curtea școlii, sub nuc, seara se strâng tinerii pletoși și cântă la chitară. A fost cântecul Nucul. Iar acum o dorim sau nu, nu avem decât trei posibilități. Ieri, azi și mâine. Și nici măcar trei. După cum bine se știe, trandafirul care s-a uscat nu mai naște flori. Așadar, singurele noastre cărți de joc sunt doar două. Azi și mâine. Și nici măcar două. După cum tot bine se știe, prezentul nu există decât în măsura în care devine trecut, s-a dus ca tinerețea. În rezumat, nu ne rămâne decât ziua de mâine. Ridic paharul pentru această zi de mâine care nu vine niciodată, dar este singura de care putem să dispunem. Permiteți să raportez. Mă numesc Andra, sunt locotenent la Fort Belonzio. E foarte aproape ziua în care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând acea zi, uneori
iubesc. Și atunci plec în oraș să văd fetele zâmbind, dar ele vorbesc despre dragoste și eu despre cai mei. Mă numesc Sandra, sunt colonelul la Fort Benozio. E foarte aproape ziua în care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând acea zi, uneori mă plictisesc. Și atunci plec în oraș să beau cu Don Pedro. El închină pentru dragoste și eu pentru cai mei. Mă numesc Andra, sunt comandant al fortului Belonzio. E foarte aproape ziua în care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând acea zi, tot mai des mă plictisesc. Și atunci plec în oraș la văduva lui Don Pedro. Eu vorbesc despre dragoste, dar ea despre cai mei. Permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc Andra, sunt un bătrân general în rezervă. Am părăsit fortul Belonzio și locuiesc de câțiva ani undeva prin oraș. Ieri am citit în ziar, dușmanul a atacat fortul Belonzio. Eu nu voi fi erou. Și acum intră în scenă un rebel frumos, un compozitor excepțional al zilelor noastre și al deceniilor trecute și sper eu și al deceniilor următoare, un om care mi-a fost prieten de-a lungul unei întregi cariere, dar înainte de toate a fost unul dintre corifeii genului muzică și poezie, cum se spunea, sau muzică tânără sau folk, cum se spune în ultima vreme. Deși este doar cantautor și atât. Un om care vine cu chitara în bandulieră și are mesaje importante pentru dumneavoastră, vă va răscoli, vă va pune să cântați, dați-i tot concursul, pentru că poartă brandul Vasile Șicaru. Să te zipesc.
S-au dat deoparte cu spială. Mulțimea toată murmura, văzându-i hainele de gală. Să ne trăiești măria ta. Descoperiți-l alt mod de a da cuvânt la noi emoții și se închinau la voievod. Dar ploaia a venit deodată și văzând cu ochii lor întreaga-i față de machiată, i-au aruncat un fel de plată. Lăsați-l dracu. Lăsați-l dracu. E un actor. Un biet. Iată-ne din nou împreună. Foarte rar ne vedem. Aceasta nu din vina noastră, nici a voastră, nici a dumneavoastră. Așa se întâmplă. Spectacolele înțelegem noi că merg din ce în ce mai greu. Principalul lucru este că vin cei mai buni întotdeauna la întâlnirea cu noi și aici avem o sală atât de frumoasă, o atmosferă atât de potrivită pentru acest gen de muzică. El însuși protejat sau ar trebui protejat și iată că este un gen de muzică viu cu un mesaj limpede care nu trebuie explicat niciodată.
Acum câteva luni am lansat, la fel cum face și Victor Aș în seara aceasta, un album nou intitulat În orașul cu floare de tăi. Orașul cu floare de tăi este orașul Galați. Bineînțeles că sunt mai multe orașe în țara asta în care tăi înfloresc în, odată cu sfârșitul primăverii și începutul verii și pentru mine orașul cu floare de tăi este Galațiul în care am început să cânt, în care am trăit cu adevărat, în care am prietenii cei mai buni, cei trăiți, nu făcuți, în care am iubit cu adevărat, în care s-a născut băiatul meu, Mihnea. Și de asta m-am gândit să scriu un album întreg cu acest titlu, În orașul cu floare de tăi, văgând piesa care dă titlul albumului. În orașul cu floare de tăi mai aud și acum pașii tăi. Și nu vreau la Paris sau Rio și nici adio. Chiar dacă noaptea e nebună, te mai văd pe pământ, pe lună, visul răsare în glastră sau la fereastră, drumul mai facas prin lume. Sau ce spune, drumul mai facas din stradă, doar să mă vadă, doar să mă vadă, în orașul cu floare de tăi, mai aud și acum pașii tăi. Și nu vreau la Paris sau Rio și nici adio. În orașul cu floare de tăi mai au nici adio.